este un motiv de arde mai mult. E anche per trovare nuove occasioni per personalizzarla. Și de a găsi mai multe ocazii pentru arde. Grazie. Ricordato Anna Maria di Albert Hollinger, qui presente, con la vita nascosta del cervello, eccolo qua. È proprio da qui che io ho partito la mia scoperta e andare sulla creatività. Ok, Anna Maria ha mintito carte a lui Albert Hollinger, care se numește Viața ascunsă a creierului. De la această carte, Ana Olimpia s-a gândit să organizeze aceste... No, la mia passione. Ah, la mia passione. Deci a plecat pasiunea ei pentru creativitate. E qui Oliviero ricorda nella nozione di flow. Parlaci un po', spiegaci un po' su questo aspetto qua, che vuol dire flow. Flow è un concetto messo insieme da uno dei maggiori studiosi attuali della creatività. Ha un nome complicatissimo, spero di pronunciarlo bene, è Mihaly Csikszentmihalyi. Sì, ungherese. Ungherese. Ungherese che vive in America. Ecco, lui ha capito che a un certo punto dentro il processo creativo tutto sembra scivolare, fluire armoniosamente, e questo succede perché la persona che sta scrivendo un libro, costruendo una statua, osservando al microscopio. Ok, grazie. Cerco di sintetizzare il concetto del flow, fosse scoperto da una personalità di origine ungara che cresce in Statele Unite, Csikszentmihalyi, și prin acest concept încearcă să explice că tot ceea ce... Deci viața este o fluire. Nu, în momentul când ajunge... Ok, un piano da tutti. Sì. Ecco, Csikszentmihalyi scopre che quando il flow comincia, quando chi sta facendo un'attività creativa si scorda di se stesso e diventa quello che sta facendo. Invece, il cercatore ha scoperto che chi ne si occupa di creatività, nel momento là c'è la uita di el însuși și este profond cofondat în această activitate. Questo significa che può dimenticarsi di mangiare o di dormire. Aceasta înseamnă că uită să mănânce să doarmă. Che può dimenticarsi che forse avrà degli onori per quello che ha scoperto. Uită absolut totul. Niente altro importa, tranne che quello che sta facendo. Nimic nu are importanță decât ceea ce face. E la persona che sperimenta il flow è qui, ora, in quello che sta facendo, e tutto il resto non importa. La persona care se află în stadiul de flow este aici și acum și altceva nu mai are importanță. È così focalizzata su quello che fa. E atât de focalizzata su ceea ce face che il resto del mondo sparisce. Che il resto del lumi disperso. E ha un rapporto così intimo con quello che fa. Ha un rapporto atât de intimo con ciò che face che riesce ad avere una comprensione profonda. Che riuscisce a aibă o înțelegere profondă. Per questo il flow coincide con un grande momento perché io capisco fino in fondo quello che sto facendo. Pentru asta momentul de flow coincide cu momentul de creativitate profundă, pentru că eu înțeleg ceea ce activitatea asupra căruia m-am concentrat. Eu sunt
Le mie mani, il mio corpo, la mia testa sono quello che io sto facendo. Eu sunt mâinile cu capul și corpul exact ceea ce fac. E sono dei momenti magici questi. E, și sunt momente de magie acestea. Ma può succedere anche mentre uno sta cucinando se è assolto in quello che sta facendo. Însă poate să se întâmple chiar în momentul în care cineva gătește, să se întâmple lucrul acesta. Può succedere raccontando una favola, inventando una favola come un bambino. Se poate întâmpla în momentul ce inventezi o poveste unui copil. Può succedere facendo qualsiasi cosa, quando noi diventiamo quello che stiamo facendo e ci viene tanto bene. Se întâmplă când noi facem orice lucru și ne reușește atât de bine. Ecco, allora siamo in un momento di flow. Atunci ne aflăm într-un moment de flow. Va detto che non sempre il flow arriva. Qualche volta si fa un sacco di fatica e basta. Trebuie spus că momentul de flow nu sosește întotdeauna. Uneori se face numai un efort îndelungat și atât. Ok. Eu pot să dire că în momentul în cui s-a apucat de conceptul de flow, eu aș putea să spun că momentul în care am descoperit conceptul flow, de flow, sono alla caccia di questo racconto e nelle presentazioni del libro, nelle presentazioni delle mostre, sono gli artisti stessi che raccontano all'improvviso, senza fare una domanda, raccontano proprio questo momento. Am căutat întotdeauna acest concept și l-am la prezentări de cărți, la expoziții și am descoperit că artiștii, scriitorii, își povestesc realmente instantaneu, așa, fără să le faci întrebarea, pentru că nu îl cunosc, nu știu, nu intră în teoria de flow și nu știu că se poate numi așa ceva, dar îl povestesc. Ok. Ci sono ancora delle domande? Qualcun altro? Allora, ringraziamo per questo tempo Anna Maria. Grazie a voi, è stato molto emozionante. Guarda, ce l'abbiamo anche un marzisciolo per te. Ti spiego perché. Perché nel primo di marzo... Avete fatto dire un marzisciolo proprio che ho il martie? Il primo di marzo è praticamente l'inizio della primavera in Romania. E questo simbolo di setta intrecciata con il bianco e il rosso pentru martie începe primăvara, iar acest simbol al fiului che si chiama mărțișor și roșu, care se numește mărțișor, è una tradizione antichissima da 5.000-8.000 anni fa. Este o tradiție foarte veche dai tempi ancestrali, de acum 5.000-8.000 de ani. In modo simbolico, per la portafortuna, si regalano degli amuletti, dei fiori alle donne. È un'atmosfera bellissima. Ma che meraviglia! Eh sì! È un modo simbolico se dăruiește femeilor acest mărțișor pentru a porta noroc. Scusandomi in nome di Flori Munteanu, che non si trova in Bucarest questa giornata, aș vrea să îmi cer scuze în numele lui Flori Munteanu, care nu se găsește în București momentan. Ti saluto e ti ringrazio ancora per questo collegamento. Grazie a voi. Buon primo marzo a tutti. Grazie. Buona primavera. Ti faccio l'invito di venire da noi con un'occasione di un evento ancora più grande. Ti invito aici cu ocazia un evenimento mai mare. Perché no? Un festival della creatività. O ti chiamo un festival di creatività. Ci sentiamo e ne parliamo. Ok, ti ringrazio. Buona
seara! Bună seara! Bună seara! A fost regizat, nimic n-a fost stabilit înainte, chiar și legătura a fost chiar în prezența voastră. Vă puteți exprima părerile și în măsura în care mai aveți întrebări, sunt dispusă să vă ascult și să vă răspund dacă văd în graduri. Vreau să vă mulțumim că ați fost facilitatorul acestei întâlniri în seara aceasta. Vreau să mulțumesc și Simonei și echipei de la Mind Evolution Society, care ne găzduiesc ca de obicei în seara asta aici. Și să vă mulțumesc dumneavoastră că ați venit într-un număr atât de mare când ați auzit de creativitate. E o paradigmă care cumva creează un ținut de interes în ziua de astăzi. Și din perspectiva asta mă bucur că există interes pentru acest subiect. Probabil că subiectul creativității ca și subiectul... au fost două puncte care mi s-au părut, au rezonat în mintea mea în discuția din seara aceasta. Primul a fost legat de faptul că pentru a-ți putea manifesta creativitatea, mai întâi trebuie să studiezi. Lucruri care multe curente de creativitate îl cam uită și cred că e esențial. Poți să fii creativ pe ceva despre care știi măcar ceva, nu poți să fii creativ pe ceva despre care nu știi absolut nimic. Poate că sunt și șanse, să spunem, foarte rare în care poți să fii și creativ fără să ai nicio legătură cu subiectul. Nu știu, eu un instrument muzical în mână, n-ai cântat în viața ta la instrumente și pui mâna și cânti. Dar probabil că astfel de situații sunt foarte rare. Creativitate înseamnă mai întâi să înveți ceva și apoi să-ți manifesti creativitatea. Asta una. Într-adevăr, procesul de a învăța poate fi și el antrenant și creativ. Și aici am apreciat și întrebările venite din public. Al doilea lucru pe care vreau să-l punctez, dacă îl mai țin minte, era legat de faptul de o analogie pe care am simțit nevoia să o fac și de trimiterea către multidisciplinaritate și poate chiar și transdisciplinaritate. Multe dintre ideile pe care le-am văzut aici, apropo de, sau de pașii aceștia, pregătire, patru au fost, nu? Au fost pregătirea, apoi incubația, creația și verificarea. Insight-ul și verificarea. Acum vreo lună și ceva, în compania în care lucrez, am reiterat un curs de project management. Pe software, pe cu totul altceva, nu avea legătură neapărat cu creativitatea, ba din contră, project management general e exact opusul, e militaria de a-ți face treaba pas cu pas și coerent. Și am simțit că există niște note foarte apropiate, pentru că și acolo trebuie să te pregătești când faci un proiect, să scrii bine ce ai de făcut ca să faci proiectul și să ajungă la ce trebuie, pe de o parte, și e foarte important să te asiguri că la final beneficiarul chiar a obținut ceea ce credea el că vrea sau confirmă ceea ce s-a întâmplat. Și de aici aș merge către ideea asta de a spune, sunt multe lucruri pe care domenii diferite din cunoașterea umană le identifică în anumite momente și care sunt ca un knowledge, poate, în alte domenii. Dar neavând fiecare avându-și compartimentul lui de activitate, cumva nu ne uităm peste gard să vedem dacă și băieții ceilalți sau fetele celelalte se ocupă sau au aceleași concepte undeva în povestea asta. Și cred că aici este o valoare mare pe care am putea să o exploatăm mai bine decât o putem face până acum, în a încerca să
înțelegem și activitățile din jurul nostru și domeniile astea care... Știu, e o provocare. Câte domenii poți să înțelegi într-o viață de om? E și asta o provocare, într-adevăr. Și să încercăm să le punem cap la cap, astfel încât să găsim, de fapt, esențele care transcend disciplinele în care lucrăm fiecare, sau ne învățăm, sau studiem, sau creăm, sau și așa mai departe. Și să vedem, de fapt, esențele umane, esențele cognitive, care sunt valabile, de fapt, în mult mai multe domenii decât uneori ne așteptăm. Sigur. Și probabil ați observat că am reușit să o emoționez foarte mult pe Valentina. Câteva cuvinte despre noi așa. Ne cunoaștem de 10 ani și ne-am cunoscut la o școală de la Florența, pentru că și eu și ea, eu sunt încă rezident în Italia. Iar fotografia aceasta este din momentul în care noi făceam un curs care se chema Valorizarea competențelor imigranților. Valorizarea competențelor imigranților. Și... Ce anume? Ultima. Asta? Și îmi cer scuze că materialul este mort. Dar oricum am punctat de la început. Așa. Este... o poezie a lui Nichita Stănescu, Un om de cal, și vedeți ce bine, dacă se poate spune că asocierile libere au un rol important în creativitate, demonstrația clară este în poezia lui Nichita. Eu, care sunt îndrăgostită de poezia lui Nichita, o găsesc, practic, asocierile libere, le vedem la orice pas. Și el spune, de la 0 la 1, de la nimic la punct, se întinde miracolul. Deci exact ceea ce punta între 0 și 1, între nimic și punct, arde Duhul. Okay. Ceea ce am sugerat și la...